Am coborât foarte mult fum și întuneric și mai mult pe dibuite. În fața cabinei mele am vrut să intru, să deschid, dar de fapt nu mai exista nimic. Nu mai exista ușă. Aveam cheia de la CO2 după ușă în cuier. Na, și atunci am ieșit afară ca să pot respira, că nu mai puteam să suport în noaptea asta, că n-am respirat de sus până jos deloc. Și cu toți băieții care încet, încet să-i strigăm să ne adunăm pe punte ca să vedem cine mai sunt răniți nominal și să putem să salvăm echipajul. Na, și rapid se aud zgomote de acolo, strigăte de ajutor de acolo, de dincolo. Câte 2-3 ne-am dus, am adunat toți oamenii pe punte și atunci eu am nominal, i-am luat pe fiecare din partea asta, în partea cealaltă după nume, ca să văd că există toți, nu lipsește nimeni. Și după aceea am lansat din stația RCO2, am lansat și s-a oprit totul pe vapor, toate motoarele principale, auxiliare, nu mai am avut nimic. Ne-am retras spre prova. Pe punte era totul numai cu, deci, cu incendiu ce curgea mental topit și era plin de cioburi de la iublourile, de la geamurile de la iublouri, împrăștiate din cauza explozie, din cauza presiunii peste tot. Ne-am cam rănit toți stălpile și... Na. Și atunci am început să apară elicoptere, în jur foarte multe. Să încep cu... lângă noi era o flotă militară franțuzească. Nu pot să uit în ziua de astăzi, pot să fim noi aceeași origine, dar s-au purtat mizer cu noi. Care deci, escorta... iranienii v-au atacat în condițiile în care erau... Era plin de trafic acolo, în jurul nostru. Plin de nave. Și au ales nava noastră, ca idee, ca răspuns la... Na. Și acum, navele de război care escortau flote comerciale franțuzești, au schimbat, nu ne-au dat nimeni ajutor. Ca să barem să... Nu, nave de război cu dotate, cu toate au schimbat și au plecat și ne-au... Toți ne-au lăsat ca pe niște parii acolo. Nici nu a venit să ne ajute cu nimic. Nu prea este fair play din punct de vedere marinăresc, dar asta s-a întâmplat. După aceea, foarte multe elicoptere în jur, n-am știut ce se întâmplă, cu ce scop vin, trag în noi, în fine. După atac, ce au făcut cei cu nava? Au plecat către țărmul iranian. S-au retrasat acolo unde aveau baza. Și au venit elicoptere, news, toți cu noutățile din partea ziarilor și așa și... Și au venit un elicopter militar care a aterizat la noi, pe bord și a luat răniții grav, comandantul, 3 persoane, 2 punte și bucătarul. Și, de fapt, cum s-a întâmplat? A venit și o navă de război omaneză, a încercat să le ajute să stingem incendiu cu manicile lor de incendiu, și probabil că ei au chemat elicopterul militar. N-am reușit, pentru că temperatura este foarte ridicată și aveau muniția către prova. Ce exista risc de explozie la... Deci era riscul de explozie din cauza temperaturii foarte înalte. Dacă napalmul arde la temperaturi foarte mari. Nu s-a putut, mi-a dat primul ajutor, mi-a dat și mie primul ajutor, știi că n-am înțeles la vremea respectivă, de ce mă tot cheamă pe mine? De unde își dau ăștia seama că eu sunt, am rămas șef aici, că nu mai era comandant. Dar de fapt eram plin de sânge ars și da, de unde să mă uit, nu? Și să-mi dea primul ajutor. Și am văzut în oglindă atunci am realizat care e, de fapt, scopul lor, de ce vă tot cheamă, în fine. Și au venit, s-au luat răniții și după aceea s-a apropiat de noi un remorchez salvator olandez și m-au chemat pe mine ca șef și m-au zis că putem, dacă permit, să înceapă operațiunea de salvare, stingerea incendiului salvare, însă trebuie să semnăm pentru chestia asta un contract. Nu. Am vorbit la telefon de la din comanda lor, pentru că aveau telefon satelit. L-am luat cu mine și pe chief mate-ul, era comandant secund și noi doi am fost sus în comandă. Am vorbit cu directorul personal, cu directorul navrumului. I-am explicat despre ce este vorba. Mi-a dat confirmarea ca să semnez contractul de salvare al navii, l-am semnat și după aceea cu ei împreună și cu echipajul nostru 16 ore am luptat pentru și am stins incendiu.